Înapoi la școală, bine m-ați regăsit pe canalul Andrei Tup. Cu ajutorul aplicației Omnitux vom face exerciții pentru harta continentului european, spațiul economic european, cu țările europene, membre ale Uniunii Europene. Țările membre sunt colorate și delimitate. Începem cu țara României. Am nimerit. Aceasta vrea să fie Suedia. Greșit. Este Finlanda, Slovenia, Suedia, o școală. Spania, peninsula iberică, și Portugalia, tot în peninsula iberică. Irlanda, Belgia, partenentul Iorgos, Regatul Unit, Grecia, în Balcani, Bulgaria, vecina României, Luxemburg, nu, am pus în locul Olandei. Austria am pus un pic mai sus. O dată Austria. Da, e bine. Slovacia, din Bosnia, Slovacia. Germania. Bulgaria, Italia, insula Malta, să vedem dacă nimerim Lituania. Un pic mai jos, da, corect. Adi vă va ajuta să găsiți pe hartă. Estonia și Letonia între ele. Bravo, Adi. Cehia, din fosta Cehoslovacie. Slovenia. Deci până la data în anul 2007 aceștia erau țările. Cipru, insular, Polonia, fosta Republică Socialistă, Danemarca, peninsula Jutlanda, Slovenia, Luxemburg, un stat foarte mic, și Slovenia. Acum, exercițiul a fost terminat în aproximativ 4 minute. Sper că le veți recunoaște pe hartă. Acum să vedem o recapitulare. Trecem la steagurile unor țări. Cine este acesta? Vecinul Bulgaria. Corect. Mai departe. Franța. Danemarca. Regatul Unit al Marii Britanii. Olanda, Cipru. Vă mulțumesc!